Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. În episodul de față o să asamblăm un kit diferit față de ce v-ați obișnuit până acum. Și anume, fiind vorba despre o consolă denumită de AliExpress DIY Pixel Game, cred că jocurile de pe aceasta sunt oarecum aceleași ca pe Brick Game, parcă pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, am avut o asemenea consolă de mână. Aceasta de față vine cu o carcasă acrilică, o să o vedeți imediat. Până atunci să scoatem componentele din această tungă zip. Apropo, componentele active și PCB-ul au venit în această pungă antistatică, dar n-am avut eu răbdare și le-am desfăcut dinainte. Cam acestea sunt componentele în pachet, cablajul, fața și spatele, microcontrolerul, de fapt și pe PCB spune cum se numește exact, STC15F2K60S2. În afară de microcontroller, vine cu un tranzistor, un condensator electrolitic, unul ceramic. Cel ceramic, văd că întotdeauna cele de la chinezi are mai puțin decât valoarea scrisă pe ele. În teorie trebuie să fie de 100 de nano. În realitate, vedeți imediat. Aproximativ 58 nanofarads. Da. Îl las așa totuși, nu o schimb. Celelalte componente, precum tranzistorul, condensatorul electrolitic, le-am verificat. Mai avem și un rezistor de aproximativ 1 kΩ, l-am verificat și pe acela. Buzzerul, un conector USB-A, 5 întrebătoare fără reținere și un întrebător cu reținere, cel de față. Avem afișajele LED, foarte importante. Și haideți să trecem la treabă. Carcasa acrilică o să o desfacem mai târziu. Era să uit. Kitul vine și cu o foaie cu inventarul componentelor, chiar schema foarte clară, o vedeți mai aproape. Iar indicațiile sunt chiar foarte bune. Rar am întâlnit la chinez să fie așa detaliate. Și în limba engleză, în chineză, chiar nu e rău. Practic nu ai cum să greșești. Se zice exact cum se montează. Sus în chineză, jos în engleză. Oricum nici nu prea ai nevoie de acea foaie cu instrucțiuni, deoarece avem scrisă valoarea pe cablaj, rezistorul de 1 kΩ. Voi pune și condensatorul electrolitic de 10 microfarazi, avem grijă la polaritate. Condensatorul ceramic de 100 de nanofarazi, în realitate e aproape de 60. Să-l pun invers ca să putem citi ce scrie pe el. E bine, acum să punem de pe acum și conectorul USB-A, întrebătorul cu reținere, buzzerul, avem grijă că avem plus și minus, să nu uit de tranzistor, avem grijă la orientare de pe seal screen și după forma tranzistorului. E un tranzistor bipolar PNP cu minus pe bază. Sincer, consider că e o plăcere să lipești componentele pe acest cablaj. Să te întrerupem alele în exces, astea puține care sunt. Punem întrebătoarele acestea fără reținere, nu aveți cum să le puneți invers. Să trecem la socketul DIP40, 40 pini, pentru acel microcontroller. Cred că acest condensator trebuia înduit invers. Ah, asta e.
De față avem un afișaj cu LED-uri tip matrice. Sunt câte două, ca să dezlipesc această folie de deasupra. Un afișaj. Și al doilea. Un afișaj tip matrice, avem 8 LED-uri pe orizontală și 8 pe verticală. Asta înseamnă 64 de LED-uri pe fiecare afișaj în parte. La montarea acestui afișaj LED tip matrice trebuie să avem grijă că scrisul de pe acesta trebuie să fie pus orientat unde avem scrisul de pe PCB. Și aici la fel. Mai avem un singur afișaj cu LED-uri, cu 7 segmente și 3 caractere. Aici e destul de simplu de văzut orientarea, deoarece pe screen vedem punctul respectiv pentru fiecare caracter. Așa, acum i-am dat seama. În partea aceasta avem 5 terminale, iar aici 6. Se pare că am uitat să înregistrez în timp ce lipeam afișajul acesta. Dar nu-i problemă, sunt doar câteva lipituri. Avem un microcontroller STK, de fapt scrie și pe PCB cum se numește. Avem grijă la notch și în cazul integratului, microcontrollerului. Are 40 de pini în total. Sunt doi puțin pini. Ideea e că nu vreau să-l mai scot, că e destul de mare și nu am un sensilă de pentru a scos în siguranță. Este aceasta de e cam mică. E aliniat cum trebuie și să apăsăm în ambele părți ușor. Intră bine. Da, intră perfect. Gata, introdus microcontrollerul. E bine. Hai să curățăm acel flux. Să vă arăt lipiturile mai aproape. Pentru a le vedea mai bine. Iar acum trebuie să ne ocupăm de cutia acrilică, de montarea ei. Avem aici niște șuruburi și piulițe. Punem într-o parte. O să dezlipim această bandă adezivă de protecție de deasupra. Cred că mi-a luat mai mult timp să dezlipesc folia aceasta adezivă de pe ele. Am nevoie de niște distanțiere și șuruburi. Să avem 4 distanțiere. A, 3, pardon. Da, 3. Aia e. 3 distanțiere. Ok. A, și avem 4 piulițe. Trebuie să pună doar 3. Ah, merge și așa. Câte? 5 șuruburi mai finuțe și 5 piulițe. Așa de multe? Ne arată că ne trebuiesc decât 4. O să pun diferit față de ce ne spune pe acea foaie. Ia să vedem. Vine ceva genul cu acele distanțiere. Merge și așa. El ne spune în acea foaie să punem invers. Să prindem ceva gen. Da? Dacă se vede bine. Ai un vreau așa. Să vedem ce facem cu acest suport pentru baterii.
A, intră forțat. Asta nu știam. Să puneți conductorul negru pe dedesubt, pe dedesubt prin acea fantă. Firave conductoare. Totuși, o să pun această bandă dublu adezivă. Pe foaie ne spune că nu e obligatorie. Da, spune că această bandă dublu adezivă poate fi omisă, poate lipsi. Dar eu o să o pun. O să scurtăm conductoarele, că nu trebuie să așa lungi. Eu aș și pus unele siliconice, dar nu mai am chef acum. Merg și asta. Să le cositorim. Nu uităm de cositorirea acestor peduri. Unii recomandă să se pună și o diodă în serie pe plus, deoarece dacă pun acumulatori de 1,5V, o să ne dea cam 6V. Hai totuși să pun o diodă. Unde am eu diodele? Aici. O diodă redresoare. Să scurtăm dioda, terminalul diodei. Nu mai pun izolator, lăsăm așa. Nu uităm și de minus. Să strângem aceste conductoare, că parcă mă enervează când stau așa. Punem șuruburile. Nu până la capăt, deocamdată. Acum le pot strânge. Mă uit să văd dacă stă dioda bine. Așa se vede în spate. A, n-are nimic. E totuși spatele. E chiar estetic, da, merge. Să vedem cum punem astea. Aici trebuie să am acces la portul USB. Deci trebuie așa. Punem șuruburile. Hai să punem butoanele. Ce? Am uitat să le pun. Nu intră. Trebuie prima dată să punem butoanele astea galbene și apoi capacul. Am terminat de asamblat consola, montajul. Butoanele sunt la fix. Dacă ar fi fost mai înalt, nu prea aveai cum să apeși. Să introducem acumulatorii. Și momentul adevărului. Funcționează consola sau nu? Da, funcționează și LED-urile se văd destul de bine. Da, am și lumina foarte puternică aici. Din păcate în cameră se vede acel refresh rate. Revin după ce scap de acel refresh rate să văd cum pot rezolva. Hai că am reușit, se vede destul de bine, a trebuit să scad luminositatea becului meu din lateral, am unul la care se poate schimba luminositatea, în cameră se vede cât de cât mai bine. Cred că se putea mai bine, dar deocamdată nu e prea deranjant. Văd că acest display LED cu 7 segmente deocamdată nu se prinde, nu arată nimic, ok? Vedem mai departe. De față văd că avem jocul Tetris, din câte se vede, mai departe jocul Snake. Jocul cu mașini, acesta cu împușcături, nu mai țin minte cum se numește, poate îmi spuneți voi în comentarii. În cazul acesta scădem și creștem luminositatea display-ului, acelor LED-uri de pe afișaj. Nu cel de aici, cel de aici. O să-l las la maxim. Așa. Aici dezactivăm și activăm sunetul. N e activ. Nu înțeleg de la ce vine N. F, dezactivez. Da? Îl las dezactivat că e destul de enervant. Totuși, hai să vă las activ doar ca să auziți cum se comportă într-un joc. Dar e teribil, credeți-mă că... Și are doar 4 jocuri din câte văd. 1, 2, 3, 4. Atât. Începem cu Tetris. Se pare că se aprinde display-ul de sus, din lateral. Sunetul e groaznic, sincer.
Cred că display-ul acesta ține scorul. Hai să vedem acum. Da. Ține scorul în privința liniilor. Nu se duce mai jos? Oh, teribil. Hai cam atât cu jocul Tetris. Hai să dezactivăm sunetul. Chiar e enervant. Nu-l suport. Sunt pe Apsus. Absolut groaznic sunetul. Gata. Am dezactivat. Hai să vedem jocul Snick. Hai și dacă apăsăm aici, schimbă viteza. Vreau să testez ceva. Să văd dacă ajunge pe partea cealaltă. Nu. Nu e, se pare că nu este ca jocul Snake din Nokia. Parcă știam că în Nokia puteam să vin cu șarpele și în partea asta la. Da. Jocul cu mașini? Să știi că îmi plăcea destul de mult asta. De pe Brick Game. Cu asta mărim viteza. Și scorul respectiv practic ține numărătoarea parapeților. Dacă vedeți. Pe un parapet, al doilea, al treilea și așa mai departe. Prima dată credeam că ține numărătoarea mașinilor care trec. Da, nu. Hai, cam atât cu jocul ăsta. Sus. Următorul, jocul cu împușcături. Cu ochiul liber, focul respectiv se vede bine. Dar în cameră e complet diferit. Face destul de mult zgomot butoanele astea. Nu e plăcut să te joci continuu așa, doar ai făcut modulul, consola și atât o lași într-o parte. Butoanele sunt nașpa, nu-mi plac. Probabil n-au avut de ales cu altele, sau poate da, nu știu. Și în cazul acesta nu poți să ieși, n-are buton să ieși. Decât trebuie să pornești și oprești aici, dar se resetează și trebuie să dezactivezi din nou sonorul. Da. Și cam astea sunt toate jocurile. Deci cu mașini, Snake și Tetris. Asta e tot. Da, destul de interesant modulul. Consola. Ce să zic, dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!